ajunge să lovești într-o bucată de metal, să tai un lemn sau ștuh, sau să modelezi ceva din lut, că toate vor cânta. De aceea eu am pornit cu bicicleta la drum să descoper pasionați la fel ca și mine de instrumentele muzicale vechi. În sfârșit am poposit și în orașul Căușeni, omul nostru se numește Vasile Mororaș. De când cântați? Unde ați învățat? Am absolvit Institutul de Arte în 88, deci la secție de fanfară. Apoi am activat la Teatru Folclor Chion Creangă. În 91, când am venit la Căușeni, am fondat un ansamblu de fluierare la Centrul de Creație Copilor și de Liceiților de Căușeni. Apoi, pe timp, am format și o formație la Dimături la Casa de Cultură, care apoi a preluat alt conducător, deoarece eu conduc formația de folclor baștena. Dreptat copiii au crescut și au trecut aici. Cântați-ne la fluier și apoi îmi spun și a doua nerăbdarea mea. Eu am fost intrigat și o să spun acum de un lucru care poate nu observăm de fiecare dată când ne întâlnim. Domnul Vasile, când s-a apropiat natural în această căciulă țurcănească, la noi spune, nu știu cum se spune aici, deci este o mândrie a omului care e și om de cultură, care nu o poartă pur și simplu că o poartă, dar e și lucrător de artă, e și muzicant, e și fluierar, e și omul care păstrează și transmite din patrimoniul cultural. Dar cel mai mult m-a intrigat faptul că mi-a spus că eu am să vă cânt ceea ce alții nu mai cânt, sau cum a spus? Așa de... Ceva mai puțin cunoscut. Ați putea să ne spuneți, e din regiune, din zonă, sau preluată de pe undeva? Dintr-o culegere, care tot autorul acestei cărți de unde am cules piesa dată, a fost într-o expediție și a cules-o dintr-un oricare raion, nu mai amintesc la moment. Încep să mă conving că muzicanții nu repet ceea ce aud la posturile de radio sau ceea ce au mai întâlnit prin concerte, festivaluri, dar uite, fac și descifrări și asta este interesant și sunt în continuare intrigat ce se mai cântă la Căușeni. În orice caz, eu mă strădui să nu cântăm ceea ce se cântă la radio, la televizor, dar fie că singur mai caut pe undeva, mai scoșoresc pe undeva, ori, într-adevăr, sunt colegi care, slavă Domnului, sunt specialiști care se ocupă cu expedițiile și le pun în diferite colegi de melodii populare. În cadrul proiectului Instrumente Muzicale Populare Vechi, nu este o asemenea activitate precum ar fi expediții folclorice,
Noi, eu numesc, sunt acum în expediție, dar nu este o expediție folclorică, pentru că expediția folclorică are alte componente. Eu știu, deoarece am fost când am lucrat la Teatrul Folcloric o grangă, am fost pe expediții și folclorice, deci, știu. Deci eu vorbesc de proiectul ăsta care este o cartografiere a muzicanților și poate cineva preia ideea ca să dezvolte expediții folclorice despre care în ultima vreme nu se prea aude. Din păcate. Și mai sunt culegeri, mai sunt purtători de material folcloric și, cum a spus, e păcat să... Nu trebuie să le valorificăm, dacă nu găsit materialul, trebuie valorificat. Ce frumos spuneți. Pentru cei care ne urmăresc acum, ar putea să creadă că am organizat lucrurile, întâlnirea noastră, că uite, suntem ambii îmbrăcați cât de cât în straie naționale, dar la Casa de Cultură din Căușeni, aici unde am fost găzduiți, dumnealui păstrează costumul național, dar... Deci la noi e a doua casă. Da, este a doua casă. Mi-a venit o idee acum, nu știu cât sintezi de... porniți așa să acceptați o provocare, dar eu vă provoc. Vasile Morăraș, cunoaște vreun cântec la fluier despre Vasile, Gheorghiță, Ionic, Păvănaș, nu știu... Gricoraș. Provocarea a reușit, v-a venit așa în minte melodia cu Grigoraș, dar eu... Este o piesă din repertoriu formației folclor și baștă care o folosesc aici. Dar eu, știți, o să mai revin la Căușeni și poate chiar facem un repertoriu legat de bărbații neamului. Gheorghe, Ion, Grigori, Grigoraș, Vasile, o mai fi și alte nume și... Încercăm! Uite pe așa notă pozitivă. Vă mulțumesc că ați fost participant al proiectului nostru. Cu prima ocazie vă să revin. De data asta vă zic la revedere și vă mulțumesc! Toate cele bune! La revedere! Cele bune!